Euroritm, din 11 iulie la Gura Humorului. Mă numesc Rotelescana Maria, sunt din Botoșani, am 18 ani aproape și este prima oară când vin la acest concurs. Îmi place foarte mult aici, organizarea, juriul și faptul că am cunoscut foarte mulți oameni care am învățat ceva de la ei, sunt oameni frumoși, oameni din altă țară, e o diversitate din punct de vedere muzical și gen. Bună ziua, numele meu este Edina Bodor, am 17 ani și vin din Oradea. Acest festival a fost o experiență inedită pentru mine. Mă bucur foarte mult că am putut să particip, este prima dată când vin aici. Este o organizare excepțională aici și faptul că acest concurs este de factură internațională își pune amprenta foarte mult și organizarea este foarte bună, juriul foarte profesionist și mă bucur foarte mult că am reușit să cunosc oameni talentați și sper ca cel mai bun să câștige. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Ioana Ignat și vin din Botoșani, am 15 ani. Mă bucur foarte mult că am avut oportunitatea să particip la acest festival minunat, cu o organizare foarte genială. Și aici am întâlnit niște oameni foarte prietenoși și foarte talentați. Să nu mai zic că organizatorii ne-au pregătit foarte multe surprize și totul a fost foarte frumos. Bună ziua, numele meu este Ioan Băgea și sunt din Bârlad. Sunt reprezentant al școlii de canto Soul Music Art. Alături de mine au participat la acest concurs și mai mulți elevi de la școala noastră, dar nu de aceasta am vrut să vă spun câteva cuvinte, ci mai mult am vrut să menționez că, deși este concursul la a doua ediție, a fost o organizare nu reușită, ci foarte reușită. Mă bucur că am participat și că am putut să cunosc oameni minunați pe care cu siguranță îi voi mai întâlni și în viitor. Le urez succes tuturor celorlalți participanți și cel mai bun să câștige. Vă mulțumesc! Hi, I'm Soraya, I'm from Malta, I'm 22 years old. My experience so far, I've enjoyed it. I've made some new friends. Apart from Romania, I've met some who are from other countries. Hi, my name is Tatiana from Kazakhstan, and I'm really enjoying staying in Romania. I fell in love with this country. This is my first time in Romania, and I love Gura Humorului. And Euroritm is like a really special and amazingly interesting competition, singing contest festival. I met a lot of new people, a lot of interesting singers, very talented ones, and of course I'd like to thank the organization because everything was amazingly organized and like funny. We had a lot of different activities such as the pool party and of course the Romanian traditional dance party was amazing. A great experience, so thank you so much. A lot of really positive emotions and I fell in love with Romania. Thank you! Hi everyone, I'm Natalia Angelova from Bulgaria, Montana. This is my first time in a festival in a foreign country. I haven't been here. It's a very beautiful town. The festival was really well organized and I met many talented people here. So I'm glad that I was part of all this. Здравейте! Аз съм от България и се казвам Ивана Петрова Димитрова. За пръв път съм в Румъния на този конкурс и съм много впечатлена от организацията и от това как се провежда конкурса. Според мен това място е наистина прекрасно. Радвам се да бъда част от този конкурс и се радвам да бъда част изобщо от всичко тук. Bună ziua, mă numesc Băncile Sebastian Onuț, sunt din Focșani, am 18 ani și vreau să vă spun că acest festival este unul dintre cele mai frumoase festivaluri din România. Am întâlnit aici oameni foarte prietenoși, un concurs foarte puternic, concurenții extrem de bine pregătiți, cu voci excepționale. Cel mai mult mi-a plăcut ideea cu Matrix-ul, cu întâlnirea cu juriul. După fiecare spectacol noi am avut o întâlnire cu juriul, am vorbit cu ei, ne-au putut împărtăși ideile dânșilor despre prestația noastră, ne-au dat niște sfaturi bune. A fost un concurs minunat și sper să mai particip la astfel de concursuri.
Deci, bună ziua, sunt Alexandra Ionașcu și am venit de la Ucraina. Este, deci, la Bucovina, în care este și sufletul României. Și suntem niște oameni care foarte iubim România și tradițiile românești. Am fost la mai multe concursuri românești, dar deci este mai special și cu organizarea, cu toate locurile în care am fost și cu traversarea. Suntem în munți și aici este un aer foarte curat. Mâncarea tot a fost la un nivel bun. A fost tot delicios și gustos. Asta m-a plăcut. Și mai mult concurenții. Sunt nu chiar concurenți, dar și prieteni de-amu. Sunt niște profesionali. N-am fost mai așa niște concursuri cu organizare la un nivel foarte mare. Și vreau să transmit un mare mesaj de la Ucraina că vă iubim și tot timpul vrem ca să fim lângă voi. Veliki privit z Ucraine! Dziękuję vam! Bine v-am găsit! Numele meu este Selatin Kiazim, sunt din Constanța și am 18 ani. Sunt foarte încântat că am ajuns pe aceste meleaguri, la Gura Humorului, unde se desfășoară Festivalul Internațional Eurorit. Ne-am adunat aici foarte multe etnii, ne-am cunoscut, ne-am împrietenit, am schimbat păreri și vom ține o legătură strânsă. Mă simt foarte bine, sunt relaxat, mă distrez și sper să fie totul ok, cel mai bun să câștige. Vă iubesc! Mă numesc Eugenia Nicolae, sunt din Slatina, județul Olt. Este prima dată când vin în Bucovina, e o plăcere. Deși am făcut 16 ore pe drum, oboseala a trecut instant când am ajuns aici și mi-am întâlnit colegii, foarte prietenoși de altfel, organizatorii super și am întâlnit de asemenea lucruri noi față de alte festivaluri, cum ar fi sesiunile Matrix și numeroasele surprize pregătite de organizatori. Mulțumesc frumos! Bună ziua, numele meu este Dodoi Alexandra, sunt din Bârlad și am 16 ani. Vreau să spun că prin acest concurs m-am apropiat de anumite persoane, am legat prietenii, am schimbat experiențe și am învățat foarte multe, mai ales că sunt și la început de drum. Bună ziua, mă numesc Ana Maria Ghenghea, vin din Bârlad, am aproape 16 ani. Este prima dată când particip la acest festival internațional și mă bucur foarte mult că am ajuns până aici. Bună ziua, mă numesc Alexandra Focșa, am 16 ani și sunt din Bârlad. Acest festival a fost o experiență unică, deoarece tot stresul și toate emoțiile din spatele scenei s-au meritat. A fost o organizare minunată, am avut un juriu internațional, a fost diversificat și asta a contat foarte mult pentru că au fost păreri diferite și ne-am avut ce să învățăm foarte mult de la ei. Ne-am făcut prieteni noi cu care sper să menținem legături frumoase în continuare și avem amintiri pe care s-ar putea să nu le uităm niciodată. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Vlad Condor, sunt foarte fericit să fiu prezent astăzi la Eurorit, sunt solist în trupa Hiatu Sem și pot să spun că acest festival a fost chiar o experiență foarte plăcută pentru mine, mi-am făcut prieteni noi și am învățat multe, multe chestii de la alți soliști și interpreți. Totodată mi-au plăcut foarte mult sesiunile Matrix, acele sesiuni în care juriul au venit și ne-au dat un feedback pozitiv sau negativ interpretărilor noastre, ceea ce nu se întâmplă la alte festivaluri. Cel mai mult mi-a plăcut că s-a putut învăța ceva de la acest festival. Mă numesc Isabela Chitoșca, am 15 ani, sunt cea mai mică concurentă a acestui festival și aș vrea să spun că este primul meu festival internațional la care am participat și sunt foarte mândră de acest lucru. Sunt foarte mândră că am ajuns până aici, am cunoscut atâția copii talentați și am putut să împărtășesc atâtea lucruri cu ei. Aș vrea să le mulțumesc organizatorilor și jurului de excepție cu care am putut să vorbim la sesiunile Matrix despre greșelile pe care le-am făcut și am putut să învăț foarte multe din acestea. Vă mulțumesc! Cel mai mare beneficiu al acestui festival Euroritm, la care sunt invitată pentru prima oară și le mulțumesc organizatorilor, eu consider că este schimbul de experiență pe care îl fac tinerii unii cu alții, dar și schimbul de experiență pe care îl facem noi, membrii juriului, cu ei, recunoscând totodată că eu am de învățat în fiecare secundă de la fiecare dintre ei. Și mai recunosc că mi-a pus și niște butoane ale amintirilor din copilăria mea, care este un pic mai îndepărtată.
Abia aștept premiera din seara aceasta. Dincolo de emoțiile pe care le-am văzut la fiecare concurent, m-am bucurat să văd și speranța din ochii fiecăruia și ambiția din ochii fiecăruia, două ingrediente absolut importante pentru viitoarea lor carieră. Am remarcat la acest festival și mă bucur foarte mult, din cei 40 de concurenți, cel puțin 7-8, pentru care aș băga mâna în foc că o să-i mai văd în industria muzicală din România și abia aștept să-i văd cu videoclip pe televiziunile de specialitate, televiziunile muzicale și cu piesă în heavy rotation pe radiourile principale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult tuturor și organizatorilor și Simonei Vașchievici, care a fost trup și suflet de la A la Z în toată organizarea acestui festival, și domnului președinte al festivalului, Ionuț Vașchievici, care și în prezență și în absență, sunt convinsă că tot cu ochii pe noi stă să fie lucrurile ca la carte. Le mulțumesc celorlalți colegi ai mei din juriu, ceva mai experimentați decât mine în industria asta teoretică, muzicală. Eu sunt mai mult cu practica și cu experiența de jurnalist și de playlist-uri de radio și de management de artiști. Nu cunosc foarte multă muzică, dar muzica eu consider că e o artă care trebuie să te emoționeze. Și în primul rând le mulțumesc acestor minunați, frumoși copii, pentru că în fiecare secundă mă simt cumva forjată și am grijă să nu-i dezamăgesc. Здравствуйте, меня зовут Миглена Георгиева. Я работаю директор комплекса деца в Болгарии. У нас занимаются над 920 деца с различни видове изкуства и спортни дейности. У нас есть очень сильная вокальная школа. Она носитель на очень много награди в Болгарии. Doamna s-a prezentat, se numește Meglena Gheorgheva, este profesor la Centrul pentru Copii din Bulgaria, la care studiază mai mult de 920 de copii în toate practic domeniile ale artei. Unul dintre cele mai puternice sau una dintre cele mai puternice secțiuni este secțiunea Canto, unde care a adus în palmaresul acestei instituții foarte, foarte multe premii la festivalurile naționale și internaționale din Bulgaria. Я исключительно радовалась, потому что я здесь была приглашена для жюри в конкурс «Евроритм» 2014. Я здесь познакомилась с очень добрыми профессионалистами из жюри. Я увидела очень талантливые молодые мальчики и девушки из разных стран. Мне очень понравилась организация, которая сделана на фестиваль. И надеюсь, что мы снова увидимся с этими людьми. Am fost invitat la acest festival, la festivalul Euroritm, să prezint Bulgaria în componența juriului internațional. Am fost foarte bucuroasă și cred că am făcut și față. Aici m-am întâlnit cu foarte mulți colegi de ai mei în juriu, cu profesioniști, și mă bucur enorm de mult că am văzut în cadrul festivalului, deci mai bine zis, evoluțiile concurențelor în cadrul festivalului au fost deosebite. Foarte buni și băieții și fetele, și am marea speranță că îi voi revedea pe ei în alte concursuri internaționale și ne vom revedea din nou cu toți împreună și cu alte ocazii la alte acțiuni culturale. Я желаю успех всем молодым людям, которые были на этот конкурс, и бы хотела благодарить организаторам для все, что сделали для нас в этот несколько дней. Vreau să le urez succes participanților la acest festival și aduc sincere mulțumiri organizatorilor pentru organizarea excepțională a acestui festival, pentru programul care a fost pregătit pentru noi pentru aceste zile. Ne-am simțit extraordinar și le doresc și în continuare succes. Я очень счастлива, что вы увидели это красивое место
на свете и надеюсь, что мы снова вернемся здесь. А если не как участники и жюри, то как туристами. Nu în ultimul rând aș vrea să spun că am fost impresionat de aceste locuri pitorești și încă o dată îmi asum responsabilitatea să ajung în acest plai, pe acest plai, în acest loc, dacă nu ca participanți la festival sau membri a jurilor, atunci ca turiști, dar neapărat vom ajunge. Rog pe colegul meu de juriu, dar și prietenul meu, să ne transmită salutul românilor din Cernăuți. Iuri Levcic este un om deosebit care își pune tot sufletul și și-a dedicat toată viața și cariera românismului și nu numai, este organizatorul unor importante festivaluri internaționale. Iuri, te rog propriile tale impresii despre festival. Eu sunt bucovinean în suflet și vreau să vă spun că tot ce se întâmplă aici în Bucovina mă impresionează de fiecare dată când ajung aici la Gura Humorului și nu numai la Gura Humorului, peste tot în Bucovina se organizează asemenea acțiuni culturale, dar vreau să spun despre Euroritm că e un festival deosebit, un festival care și-a pus scopul nu doar să lanseze tinerile talente, dar să facă tot posibilul ca aceste talente cu ajutorul juriului, cu ajutorul organizatorilor să absoarbă cât mai multă informație ceea ce ține despre cariera care și-o doresc. A fost făcută o preselecție, zic eu, foarte dură, pentru că ceea ce am văzut în scenă, am înțeles, din aceasta am înțeles că preselecția a fost foarte serioasă, copiii au fost foarte buni, foarte din diferite școli, dar foarte bine pregătiți, au fost reprezentanți, cum am spus, la diferitelor școli, dar nu s-a simțit acel, n-a fost acea departajare, n-am făcut am făcut concluzia că marea majoritate, aici vreau să subliniez din ei, pot concura cu chiar nume sau mai bine zis cu interpreți consacrați, pentru că după acești copii în scenă au urcat interpreți consacrați, care eu le-aș da prioritate lor, i-aș asculta mai mult pe ei, pentru că sunt încă curați, n-au prins acel simț a comerțului, nu comercializează arta, încearcă să studieze și să o redea curat, cu sufletul, cu gândul, cu inima, marea majoritate din ei simt acest lucru și mă bucură enorm de mult că nu ne-a fost nouă juriului greu să le explicăm acest lucru. Din altă parte, ne-a fost foarte greu să jurizăm, pentru că, v-am spus, au fost copiii la cel mai înalt nivel și dacă n-am să spun acum care și ce loc a ocupat în acest concurs, vreau să spun că diferența dintre locurile, dintre laureați și diplomanți sunt foarte mici. Încă o dată dovedește acest lucru că copiii au un nivel foarte bun de pregătire. Și nu în ultimul rând vreau să menționez că acest festival la mulți din ei o să le ofere posibilitatea să-și manifeste talentul la alte festivaluri internaționale. Am pregătit câteva invitații și voi mâna câteva invitații la concursurile internaționale din Georgia, din Ucraina, din Rusia, din Republica Moldova și nu în ultimul rând din Bulgaria. Sper să-i revăd eu personal la aceste concursuri și încă o dată să arăt că românii au talent. Din 11 iulie la Gura Humorului.